Bine v-am găsit, oameni buni, la DigiSport Special. Suntem împreună cu Ionel Dănciulescu și Ilie Dumitrescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! M-a ați să așa, duminică după amiază. <laughs> da, dar am zis să mai vorbim și noi, ca oamenii, despre ce ne doare mai tare, adică despre folbal. Începem așa, cu o, o imagine tonifiantă, așa, din vacanță. Ce mai face Cristiano? E, ce să fac? Ce știe el să fac? Să și arată mușchi. <laughs> da. Așa mișcare. Se, așa se... Simplă mișcare. Se, așa se face în vacanță. Dar, mă rog, tocmai pentru că așa face el în vacanță, probabil că e și una dintre explicațiile pentru care joacă, încă joacă și joacă la un asemenea nivel. Ce făceai, Danciu, prin vacanță? Mai Fă făceam, bine, nu ți mai... arătai mușchi pe Instagram nu, că nu, nu avea Instagram. Nu există da. Instagram în perioada da. respectivă. Da. E, mai făceam și noi mișcare, mai mergeam da. la, la sală, la, la, e, un, la un fotbal. Da, nu, da, da, vorbesc, vorbesc serios. Au fost, mai ales în ultimii ani de zile de, de, de carieră, aveam momente când ajungeam din punct de vedere al kilogramelor chiar o jumătate de kilogram, un kilogram sub greutatea la care ar fi trebuit să, să ajung după, după vacanță. Plus că și noi, spre, spre finalul carierei, aveam un program de, de pregătire pe care trebuia să uh -huh. să ne ținem de, de el. Pre final, că pe la început nu era cu program, bineînțeles. Da, astea. nu nu da. era, dar oricum mai făceam noi mișcarea, apropo, care consta, eu știu, printr-un printr -un turneu de, de, de fotbal uh -huh. și cam, cam atât. Uh, Mister, o mie de abdomene și în vacanță sau? <laughs> sau nu? Nu, mai făceam, am jucat tenis, jucam tenis de când foarte mult. Mm -hmm. da, eram pasionat, Ce foarte mult, da, da. să joc tenis. Uh, informație legată de CS Dinamo, da. cei de la ProSport au publicat văzut, o informație, da. uh, mă rog, și cu un video scurt uh, din autocarul celor de la CS Dinamo, da. după uh, prima manșă din barajul pentru promovarea în uh, Liga 3-a. Uh, am fost, am fost la meci. Ai fost la meci, dar n-ai fost și în autocar după. Da, da. Uh, mă rog, s-a dat drumul da. la berică, la mai, cineva mai trăgea și o țigărică, dar electronică, deci merge da. la interior da. și, bineînțeles, și pe un zgomot, uh, uh, pe muzică era să zic zgomot, pardon, uh, pe muzică adecvată. Acum... Ce, nici nu îmi propun să fiu foarte foarte radical, pentru că într-un fel e de înțeles. Oamenii au bătut în prima manșă, da. mai be o berică după meș, Se nu? Se mai fac lucruri, dacă faci lucruri de genul acesta, ține-le pentru tine. Și asta e adevărat. Adică e de evitat. N-ar fi trebuit să, să pună cine a postat, eu știu, pe da. pe, pe o rețea de socializare. Acum știi că s-a întâmplat și mai rău. Pentru viitor, pentru... pentru da. Uh, pentru ei, așa, cam un, ca un sfat, dacă vor să facă anumite lucruri, ar trebui să le facă într-o anumită decență și fără să știe nimeni acolo, în intimitatea, în intimitatea lor. Păi, trebuie să înțeleagă că, la, la momentul de față, uh, ei aparțin de, de o echipă a Ministerului de Interne. Da, și trebuie să imaginea imaginea, imaginea da. acestui, acestui club trebuie să fie imaculată. Da. Cam, cam atât. În rest, am făcut și noi o grămadă de, de lucruri de genul acesta, probabil prin, prin autocar, dar uh, le-am ținut pentru, pentru noi. Acum e mai greu. E mai complicat. Filmează toți, da. mai scoate cineva la, la interval. Da, e să, dar fie, e de, să fie un de, de minte, mai ales că mă gândesc la faptul că mare parte dintre ei vor face parte și din echipa care va evolua în Liga 3, pentru că eu nu cred că am fost ieri la, la meci, că vor avea vreo, vreo, problemă să nu, să nu promoveze. Da, să spunem că a fost 3-2 cu Venus Independența. 10, da. și, mă rog, urmează returul acasă, nu? Sâmbătă. Sâmbătă da. pe, pe Dinamo. Ce ar însemna o, încă o echipă Dinamo în Liga 3? Păi, la faptul, că, mă gândesc la faptul că, că dacă cei de la Dinamo și-au dorit să, să, promoveze, cu siguranță vor să aibă o echipă în, în Liga 3 -a, vor probabil să facă performanță. Că altfel nu s-ar fi apucat de un lucru, eu știu, să-l facă numai așa bom, de, de, mântuială. Câtă, ce, câtă performanță Pe, poți Probabil, face. eu știu, la dacă, dat, dacă, are, Liga 2 dacă, echipa are, dacă echipa perspective, ajunge în Liga 2, atunci te poți asocia cu o entitate, eu știu, Păi și atunci la ce? De la ce o să ajungem? Nu și la Dinamo? Avem... N-am de unde să, să, că să știu. Teoretic. N-am de unde să știu. Eu sunt mai mult da. implicat la 6-14 ani, la, la, la copii. Uh, dar ceea ce, ce știu în momentul de față este că dacă această echipă va urca treaptă cu treaptă, cu siguranță va, se va vrea să, să faci performanță până la urmă. Da. Nu știu. În ce, problem, ce constă, eu știu... Bun, asta e altă această... problemă. Ideea e că, la un moment dat, dacă acesta... urcă această echipă, da. uh, vor ajunge două echipe aproape de același nivel, da? Mai gândește-te, mai e o echipă acum în Liga 4-a domnului știu, Badea, da. care am da. înțeles că vor și ei anul acesta, anul care urmează, campionatul să... următor, să promoveze. Chiar deci nu, nu, se... nu știu, sunt niște probleme care pur și simplu mă, mă, mă depășesc bine și nu că... cunosc foarte bine datele probleme. Știu că a, avut o, a fost o întâlnire între domnul Zăvoleanu și uh, președintele clubului uh, sportiv, dar uh, efectiv nu știu ce s-a discutat acolo. Ideea e că uh, deja la trei echipe putem să facem și un turneu, uh, da. Final 3, da. uh, cum e finala de Final four de la Dar la eu, eu, eu ce-am ce -am spus și, și mă repet, singura echipă cu virgulă care suporterii se vor identifica, va fi echipa care se găsește acum Absolut, în da, Liga a doua. Da, și practic aia va rămâne dinamă orice. Va rămâne din va avea. Corect. poate să-i retragă pe vecie. și numele, și siglă, și este, este oricine, este dacă suporterii vor este fi Este echipa la care suporterii care au susținut această echipă până în momentul da. de față, uh, vor fi lângă ea forever. Da, înțeleg că... Mai departe, ce va fi, cum, eu știu, cum se va rezolva situația respectivă, n-am de unde să știu, Ce, e ce important este de, de, spus este faptul că această echipă luată de, de... Începută, probabil, acest proiect de un an de zile, cam, cam așa. Te referi la CS? La, la, la CS. Cine este antrenorul? Antrenorul este Daniel Iftodi și omul care se ocupă de, de, tot acolo este Dănuț Lupă. Adică e o performanță destul de... De importantă, spun eu, să formezi mm -hmm. o echipă și un grup într-un interval destul de, de scurt de timp și să și reușești să promovezi în Liga 3 Bine, nu sunt promovați în momentul de față, da. dar sunt șanse foarte mari. Sunt în avantaj eu, la eu, pauză, așa. E o performanță, spun eu, destul mm -hmm. de, de importantă pentru, pentru oamenii care au lucrat acolo și pentru club. Da. Mai departe, ce va fi... Da. Chiar nu știu cum se va rezolva problema aceasta. Și eu, care sunt dinamovist... Îmi doresc până la urmă, eu știu, să existe o unitate și o soluție pentru, pentru Dinamo, să, să fim mai puternici. Și să nu ajungă echipa ca, care este susținută de suporteri, să nu ajungă la un moment dat, să se cheamă FCDB. Adică să ajungem la situația de dincolo de la Steaua și FCDB. Da. Da. Asta mă rog, dar cred că și atunci uh, suporteria rămâne acolo. Uh, ieri s-au perfectat două transferuri, Mister, la FCSB, așa cum anunțase alaltă ieri patronul că urmează să facă trei transferuri, a făcut două, a sau teoretic a rezolvat problema fundașilor centrali, pentru că după plecare Miron, după plecare Vinicius, după accidentarea Iulian Cărntea, acestea da. rămăsese și practic cu Haroți. Nu? Mai era Dar Haruț cineva? nu este fundaș central. Așa e. Și nici Ovidiu Popescu și nici... Așa, bun. De deci nu mai era mai nimeni. Dar Haruț este luat în calcul și el pentru postul de fundaș central. În momentul ăsta, teoretic, pare să fie rezolvată problema cu Buena și Daua. Daua de care mai ziceai tu că Eu cred ar fi că o -o soluție. cred că va mai aduce un fundaș central. V Cristian momentan... Va și -o, o perioadă de timp, sunt două transferuri foarte bune, și Daua, dar eu l-am remarcat pe, pe Daua, da. și Buena. Uh, Buena a avut un sezon foarte bun la Sepsia, a început foarte bine cu perioada și că era titular da? în acele șapte victorii uh -huh. realizate de CFR. După care a venit Petrescu, competiție pe sa la un moment dat a jucat cu, cu Burcă. Cu burcă. Da. Deci consider că dar, sunt două transferuri. Da, două transferuri bine. foarte bine. s-au foarte bine. Dar că mai trebuie un fundaș central. Eu cred că mai trebuie un fundaș central, da. Nu poți să fii implicat în... Păi uh, al treilea uh, e Haruț, Da, uh, Haruț este și el o soluție, dar nu cred că uh, dă un randament foarte bun pe postul de, de fundaș central. Cum adică ți se pare schimbarea Dacă dorești de... să câștigi campionatul, să te bați acolo, nu poți să mergi pe improvizații, adică pe experimente de genul ăsta. Gândește-te că la un moment dat... E, echipa asta avea o exprimare foarte bună pe faza, pe faza ofensivă, și apăreau anumite probleme pe faza defensivă, mai ales acolo, la, 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 în zona fundașilor centrali. Deci, dacă mergi pe drumul ăsta și ai făcut o analiză foarte bună după sezonul trecut în care ai fost implicat în lupta pentru titlu și puteai să joci finala și s-a văzut că la, au fost probleme la fundașii central, a fost surprinse la o fază de la o degajare de la portar, adică n-au reușit. Să gestioneze faza aia și am văzut cum au reacționat funda și central. Bine de vină, cam toată linia de fund este la faza aia, pentru că doar zona din centru. Când un jucător iese să facă un pressing de întâmpinare, ceilalți trei să creeze puțin adâncime și să asigure o deviere sau uh, o venire în spate a, uh, a unui jucător care să apară la finalizare. Mm -hmm. deci, unu sare, dacă se câștigă duelul aerian, există posibilitatea ca atacanții din Ben uh, no. să vină la finalizare și atunci tu trebuie să crezi adâncime. Da, dar uh, de cum se spune, un lucru pozitiv că s-a înțeles acest aspect, da, și s-a investit în zona. Deci schimbarea de strategie Plus că povestea... și continuitatea pe bancă tehnică asta contează foarte mult și pentru, și pentru jucători și pentru... Cresc relația este una solidă, din punctul meu de vedere, între patron și antrenor. A fost la un pas să joace, repet, finala campionatului în ultimul meci, acasă. Este un lucru foarte bun că se merge pe continuitate. Deci mai bine să... Pot... că rămâi cu Petra decât să te fi gândit la Reghica. Uh, Acum nu poți să faci comparația asta și niciun exercițiu de imaginație, dar până la urmă eu consider că e mai bine să meargă pe continuitate. Reagan ca e clar, are un statut special, este un antrenor care a demonstrat, este unul dintre cei mai buni antrenori din această generație, da, și ca trofea, a făcut performanță la în clubul ăsta. Dar ar fi extrem de complicat acum și pentru Regan să se supună tratamentului lui Gigi Becali, uh -huh. adică să accepte condițiile lui Gigi Becali. Chiar dacă, nu știu, în trecut erau dialoguri și era știa rezolvabilă problema. Știa asta, să da? gestioneze relația între el și patron, acum Gigi nu mai există niciun fel de. adică nu mai, nu mai există nici tratament, nici unguent, nici medicament. Sau nici un dialog ca să poți să-l să conviști pe Gigi la, în anumite chestii. Și atunci se merge pe chestia asta și eu cred că este mai ok. Și nu cred că Laurențiu ca ar fi acceptat. Adică ar accepta anumite lucruri. Și de asta spun că e mai, mai ok așa. Uh, una din strategiile, dacă există strategie de la FCSB în ultimii ani, a fost să aduni... Tot ce e tânăr și frumos pe aici, pe plăiurile mioritice, adică jucătorii tineri români da. În principiu de la viitorul, da, și de prin alte părți și inclusiv Moruțan, nu? Da. Și să, bineînțeles, să le crești cota și să-i vinzi la un moment dat Ei, Constați inclusiv acum că mai ai nevoie și de niște jucători străini, că nu prea mai ai pe cine să aduci așa jucători tineri și să te luți la campionat. Ce vreau să. Eu te... cred că e o problemă de număr nou în campionatul nostru. Este o problemă la, în poziția asta de atacant, de număr nou. Și okay, asta da, se vede central acestui... ce ai fi luat pentru FCSB. Păi FCSB ul nu prea a cumpărat jucători tineri pe, postul, pe posturile acestea de, de păi fundaș. Da, a, adevărat, a cumpărat a mai mult mai pe... de mijloc și de la mijloc, mijlo... în sus, da. de, la, de la mijloc în sus, pentru că puteai să-i da. valorifici mult mai mult. Ok, mai deci este în spate trebuie experiență. Este, este, clar că, dacă ne uităm așa în istoricul clubului, au fost mișcări interesante și la nivel de fundaș și Se înce aminte de, de Kricke și de Gardoș care au adus și un plus. atunci. mai atunci. De demor, da. mai At de, atunci. Da. Dar în ultima perioadă, uh, dar în ultima perioadă nu au uh, venit uh, jucători de păi calibru Se remarca și la un moment dat Harus l-a și cumpărat. Mm. Mai greu, uh, în afară, cred că a fost la un moment dat o discuție și pentru Burcă. Da, da, da. Atunci au fost la o discuție și pentru burcă. Da. Dar la fundașii centrali așa în campionatul nostru, n-au fost, cum să spun eu jucători care să devină peste noapte certitudine și să facă pasul și la echipa națională. Poate îmi dați voi un exemplu. Că asta, de asta te și întrebam. Că... Nu neapărat să fie tinere speranțe și transformate oh, no, în certitudine. Nu, no, no, no. dar un jucător în general, la 25-28 de ani, Fundaș Central să pe Bascu la titlu, nu știu, poate nu scapă mie. Păi a luat, l-a luat pe, mă rog, l-a luat pe mijlocaș central, pe Cristea, dar l-a făcut funda central, l-a luat pe Miron. Au mai a, fost și niște... Bun, da, dar acum nu mai e. Nu, 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 nu. Nu mai găsit soluții decât străine. Da, dar ce vreau nu, eu să nu, întreb... Dar, de... Să știi că au făcut, eu cred că au făcut o, o mișcare foarte bună cu Daua. Este un jucător foarte puternic, un jucător bun și îndurerat și are și o viteză bună. Acum clar că presiunea este diferită. Bineînțeles că... că toată lumea și-a auzit aminte și de o gafă celebră făcută într un meci, dar în fine. P o... La fundacele de la Sepsis. Păi, da. Da, da, vrei să spun ceva? la, la Ca fundaș central nu există să fie albimaculat fără să fă, faci și vreo greșeală. Adică ești expus în. Ce vreau să te întreb la un club de talia FCSB-ului, nu? De pretențiile FCSB-ului. De ce ai nevoie, practic, de uh, scoutării altor cluburi? În sensul că vine. La Botoșani au tot venit jucători încercați, mulți au dat satisfacție, de ce no, nu bă, să faci SMB asta, asta a fost una extrem de eficientă la Botoșani. Mă uitam la noi pe site pe digisport.ro la un moment dat la ce transferuri s-au făcut de la, de la Botoșani. Botoșani au vândut foarte bine și au fost extrem de inspirați și au avut și rezultate. Să nu uităm că Botoșani s-a bătut în o perioadă, au fost și în play și au fost tot timpul acolo. În, adică ca obiectiv și au, au, au îndeplinit, exceptând ultimul meci acum cu fece. și înainte da. de... Dar și pe fondul unor, tot așa, pe... Unor plecări. Pe fondul da. unor plecări în care exista comunicarea asta între patron și antrenor și era de acord ca... A fost de acord Croitor să să dea drumul la jucători, pentru că cam asta e, asta e rețeta. Mixtă. Asta e rețeta, și finanțarea, până la urmă, și asta e o metodă de a finanța clubul cu anumite transferuri, Adică să fii inspirat să aduci jucători, să ai rezultate, consistență în, în exprimare și acești jucători să se remarce și, bineînțeles, să poți să-i să muți. Și s-au mișcat, repet, foarte bine. Uh. În momentul de față, reveni la eu întreb la de ce CSB? eu FCSB am nevoie că mai nu, ai nu argumentul adică -ai departament uh, de scouting acolo. Nu cred nu, nu știu dacă nu, există, există departament. La patronul FCSB-ului era proiectul. Da, patronul FCSB-ului își dorește jucători pe care îi cunoaște și mare majoritate care evoluează în campionatul românesc. Atunci când mai ai nevoie de un implant de un anumit Na. număr nou sau pe poziție pe care FCSB-ul are nevoie mai apare câte Ar un impresar argumentul... care mai aduce 1 doi da. jucători, dar în da. general patronul FCSB-ului da, da, cumpără numai jucători pe care îi cunoști. Văzut. Și unde să-i fi văzut decât în campionată aici. Poate au să nu vorbim că nu știm exact ceea ce se întâmplă în organigrama clubului la FCSB, dacă sunt scouteri sau nu, sau cine se ocupă de scouting sau de tot. Da, întrebare de ce nu l descoperi de. tu pe Daua să-l aduci aici, trebuie să treacă pe la Botoșani să-l descoperi ca să-l aduci aici. Asta practica de aici Pai nu, pentru că întrembare. există deschiderea asta la Botoșan, sunt foarte mulți impresari care propun jucători, adică dacă mâine tu devii președinte executiv și tu te ocupi de partea sportivă într-un club de fotbal, îți dau scris că după ce ai fost numit, telefon. o să vină foarte multe mailuri, <laughs> da. mail-uri, o, o, să vină foarte multe propuneri, o să vezi foarte multe imagini și o să primești foarte uh -huh. multe oferte cu jucători, iar tu, bineînțeles, aici, eu îl felicit pe croitoru că a fost excelent de inspirașare și e, capacitatea asta să aleagă jucători și... Da, a demonstrat chestiunea asta, da. Mai contează și, ok, inspirația lui Cruyter, mai contează și ambientul și atmosfera și modul cum gestionezi tu relația cu cu eftimie. Da. Și până la urmă, chiar dacă au fost momente când anumite jucători au avut nevoie să, au avut nevoie de ceva timp de adaptare și, de, să, și să aibă o evoluție, evoluție, mai bune și au crescut încet, încet, au fost și susținuți de, de antenor și clar că uh, un rol extraordinar a avut uh, Marius Croitorul care a reușit să le dea încredere, și să aibă o relație specială. Și să, te... vedem dacă rețeta continuă. Și fără Marius Adică... E diferit puțin. Uh, uh, am crezut că dacă croitor va reuși și la Craioval. Uh, eventual <laughs> și nu asta. Acolo, dar și la Botoșani dacă nu, la Moldoșen, reușește să producă din nou. Eu am încredere și în, în, în Teja ca, ca antrenor. E un antrenor cu mare experiență și un antrenor foarte bun. Acum trebuie să ai și uh, cum să spun eu, trebuie să ai și susținerea patronului care să investească, nu să accepte salariile la, la anumiti jucători, știi? Da. La FCSB, din ce am înțeles, există și dorința supremă a patronului să aducă și un număr nou, care să da. care da. să e, practic e dorin... să închidă cercul ăsta. Ca, cam, cam asta e, eu, repet, eu, eu cred că mai trebuie un fundaș central. Mm -hmm. Dacă ești și un număr nou, ok, mai ai pe Mamut ca soluție de rezervă, mm -hmm. care după golul ăla la la pe ianis Stoica poți să-l folosești, care ju da, a jucat mai puțin ultimul este un jucător cu, cu mare mm. potențial. Eu cred că ar da mm. un mai, mai bun din alte zone. E un marcator, este mm. un jucător care, clar că, mai în soluție în plus. Dar sunt momente în care adversarul creează densitate, cedează de liberat teren, dezvolți foarte bine jocul cu benzi în anumite zone, vii cu centrări, ceea ce se întâmplă și pe la City. Deci crezi că s-a recurs la, la asta. Anul trecut, după finala cu Chelsea, apropo că dau exemplu ăsta, după finala cu Chelsea, s-a încercat al lui Kane, nu s-a putut. Pe urmă, pe ultima 100 de metri, exista posibilitatea să rogă pe Cristiano Ronaldo, nu l-a adus, dar obiectivul a fost să aducă un nou marcator. Și l-au luat anul acesta. Și l-au luat anul acesta pe, pe, Holan. pe, pe Holan. De asta spun că și aici este nevoie de un pivot. De ce? Pentru că Tănase, dă un randament. Tănase e forțat acolo. Tănase dă un randament foarte bun când vine din linia a doua. Adică poziția asta de Inter, că nu se joacă. Ei nu joacă cu 10, joacă cu, cu doi Inter mai avansați. Și atunci clar că... Hai să presupunem că FCSB găsește un număr nou valoros și e titular, da? Da. Se schimbă ceva în jocul obișnuit al FCSB-ului având acest post. pivot acolo? Da, pentru că va fi o competiție pe post, în primul nu, rând. Nu mă refer la felul în care joci, adică felul în păi care da, sunt patru jucători 3. care trebuie să joace obligatoriu. Așa am văzut și declarații de la FCSB. Coman, care <laughs> Tavi Popescu, Tănase? Nea. Și și mai? și mai era sau mai era cineva, dacă nu, nu mă înșel. Da, deci va fi o competiție pe post, apropo, și de. În momentul când. Păi, la cum ai nu decis competiția? Păi, nu la nu, competiție pe post, asta spun că se va crea o competiție pe post pentru, pentru, pentru celelalte poziții, te... da? Uh -huh. Uh, și atunci ai, eu zice că uh, iar ca poate să apară foarte bine. Scuze, scuze. e ca Inter. Deci da, Olaru, da. Nu, dar da. cei patru trebuie să joace Deci Olaru, Olaru și Temase sunt, sunt doi jucători care vor, da. vor juca în spatele acestui atacant. Soluții sunt și la zona de mijloc central. Ai șut, ai Ovidiu Popescu, șuta, spre final, a făcut un sezon foarte bun și practic și-a intrat și în rig. Da? Pur mai ai cordea cu mai sus, ai cordea cu Stoica. Mie îmi place foarte mult Stoica din bandă. Adică. E gest, Dar este pare gest... să ai nevoie de el și în fața porții. că reușește păi, să... păi asta, spun, asta spun că. Asta spun că sunt foarte mulți atacanți de bandă. Pedro, de exemplu, era și da. el tot așa. Nu era tot de, de profilul lui Stoica. El pleca foarte bine când acțiunea era pe partea opusă, se transforma da. în al doilea atacant. Deci ai nevoie și atunci, el fiind, hai să spunem că îi place foarte mult să joace număr 9 și în număr nou, când ai calitatea asta să apar la finalizare și simți-o dezvoltat, o faci foarte bine și de pe, și din bandă. Clar că în momentul în care joci în bandă, copilul ăsta Mai trebuie să înțeleagă că, trebuie, că trebuie, să te, trebuie să te șaperi. Și atunci ai cordea cu, hai să spunem stoica-cordea sau cordea-stoica part, în partea dreaptă și ai Taviu Popescu cu Coman pe partea opusă. Și dacă trebuie să joaceam uh, amândoi cu... și dacă să <laughs> bândui, Și atunci intervine o convenție dacă trebuie, trebuie să care, din punctul meu de vedere, va face Tănase este colarul în spatele lui acest, acestui mm -hmm. număr nou. Mm -hmm. Și da, atunci... Ne și atunci pentru da, câteva minute da, de publicitate, sigur, sigur. după care o să ne mai ascultăm și pe Florin Prună cu intervenție la Digisport Matinal și uh, ne ducem apoi cu discuția și spre acea zonă.